Bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Astăzi o să facem două rețete. O să facem un antibiotic natural, deci făcut în casă, și o băutură care o să o numim băutura urmei. Acestea sunt ingredientele și vom avea nevoie de ghimbir, de lămâie, de tumernic sau curcuma, deci care o să facem cu proaspăt, deci tumernicul și ghimbirul proaspăt. Vom avea nevoie de polen, de miere de albine, o granulă de piper. Eu am să iau de aici puțin, puțin și am să pun. Deci o să folosim doar pentru băutură, pentru antibiotic nu o să punem. Deci totul natural făcut în casă. Vine în timpul rece. Așa. Și scorțișoară baton. Puteți folosi și prafuri, dar vă sfătuie să folosiți ghimbirul și tumernicul natural, deci proaspăt. Și vom începe cu băutura noastră aurie. Deci o să avem nevoie de apă. Eu am aici 600 de apă. O să punem două lingurițe de scorțișoară sau un baton de scorțișoară. Acum folosiți ce aveți în casă. O să punem două lingurițe de ghimbir ras sau două lingurițe de ghimbir în praf. Tumernic, la fel două lingurițe, o să-l curățim. Eu l-am spălat, le-am uscat și puneți două lingurițe de ghimbir ras sau două lingurițe de ghimbir pentru praf. Pentru băutura noastră vom avea nevoie de 600 de apă și o voi pune pe foc. Să se încălzească. Și acum vom curăța ghimbirul și îl curățăm așa cu tumernic sau curcuma. Deci folosim pentru că conține curcumină în interior și este foarte bună rădăcina proaspătă. Aici am 600 de apă și îl pune un baton și îl punem în apă. Am să tai o lămâie întreagă, feliuțe în interior. Scoateți toată coaja albă să nu fie amăruie. Și o tăiem și o punem pe toată aici. Tot cu sâmburi. Apoi o să strecurăm. Și o să punem și ghimbir și curcuma sau tumernic. Tot așa, două lingurițe rase. Și vom face două lingurițe de tumernic și două de ghimbir. Și le punem în interior. Și vă mulțumesc din suflet tuturor că mă urmăriți. Deci folosiți mănuș dacă nu vreți să vă faceți galben pe mână. Așa, și cât vom pregăti antibioticul, o să lăsăm circa 10-15 minute pe foc. Deci după ce a început să fiarbă. Așa, ia să vedem dacă avem două lingurițe aici. Așa, să punem așa aici. Și luăm și punem două lingurițe în interior. Ia uitați, una. Și a doua. Deci avem două lingurițe de tumernic. Deci am pus 600 de apă, o lămâie fără coajă, deci fără piele albă, un baton de scorțișoară, vedeți? Batonul cam așa, mărimea asta, un baton. Și acum să punem și ghimbir, două lingurițe. Și am să întorc și o să punem și ghimbirul. Și o radem așa aici. O linguriță de ghimbir, vedeți? Punem una și încă una, două. Așa. Amestec puțin și punem pe foc. Compoziția noastră. Așa. Și lăsăm să fiarbă. Și acum o să facem
puternicul nostru antibiotic, eu l-am numit bomba, este foarte bun. Și tot la fel, vom avea nevoie de două lingurițe de ghimbir și îl radem. Și acest antibiotic îl luați, deci când începe sezonul rece, câte o linguriță dimineața, o săptămână, două, și să vedeți ce bine vă simțiți după aceea. Așa, ia să vedem, două lingurițe, mai rade. Și tot la fel, dacă vi se pare prea concentrat și cu ghimbir, puteți dilua în apă, deci în loc să luați o linguriță de această compoziție, cum îi spunem noi, un antibiotic făcut în casă, diluați în apă, puneți lingurița în apă caldă sau în apă rece și îl beți. Așa, cred că avem două lingurițe, ia să vedem. Așa, și acum să dăm prin răzătoare și curcuma sau tumernicul, tot așa două lingurițe. Și aici vom pune și miere și polen în interior. Deci am ras așa. Vă puneți mânuși să nu vă îngălbeniți. Vă rog să-mi lăsați mesaj cu ce doriți și ce vă interesează de la aceste două rețete. Și eu vă răspund la fiecare. Să cântăresc 100 de miere. Și cântărim 100 de miere. Aceasta este miere de tei pe care o am eu aici. Așa. Ia să vedem. Așa, cam 100 de miere și dăm deoparte. Acum vom adăuga două lingurițe de ghimbir. Deci una, două. Două lingurițe de tumernic, deci proaspăt. Așa. Una, două. Voi lua două lingurițe de polen. Unu, doi. Acum, un bob de piper și am să iau așa puțin, puțin, puțin. Vedeți? Cam cât un bob. Și am să pun aici peste, nu mai mult. Și vom stoarce puțină zeamă de lămâie. Și vom amesteca. Așa, câteva picături. Și țineți borcanelul la frigider până îl terminați. Deci facem așa cam pentru o săptămână, două, nu mai mult. Și amestecăm așa bine. Și vom pune totul într-un borcanel și îl ținem la frigider și luăm câte o linguriță în fiecare dimineață. Așa. Dacă vi se pare că este prea concentrat gustul de ghimbir, puneți lingurița într-un pahar cu apă caldă sau rece și beți. Așa. Deci două rețete pentru răceală. Sunt antiinflamatoare, sunt foarte, foarte, deci, foarte bune. Deci acest antibiotic, măcar o săptămână să-l luați și după aceea o să vedeți efectele pozitive. Așa. Și acum, aici începe să fiarbă și o să lăsăm să fiarbă circa 10 minute, să spunem 15, după ce a început să clocotească. Dăm la foc mic și lăsăm să fiarbă încet așa. Și acum vom pune acest
această compoziție, acest antibiotic natural în acest borcanel. Eu am pus și o etichetă, dacă mai aveți alte borcanele în frigider să știți ce ați pus. Și să punem încet, încet în borcanelul nostru. Așa. Punem tot. Și ca să nu risipim ce a rămas aici pe așa, punem puțină apă și bem ce a rămas aici pe vas. Așa. Și am să dau deoparte. Îi punem un căpăcel. Aici vom scrie antibiotic natural, ca să știm. Uitați. Și îl dăm la rece. Mulțumesc, vă mulțumesc tuturor pentru aprecieri. Uitați, vedeți? Așa. Și vom amesteca puțin. Am să mai las puțin și apoi vom pune într-un vas. Vedeți? Și pe parcursul zilei de astăzi și de mâine, încet, încet. Dacă vi se pare prea concentrat, diluați. Pentru că ghimbirul este foarte, foarte puternic. Așa. Am să mai las puțin să fiarbă. Deci după ce a început să clocotească această băutură, o lăsați să fiarbă circa 10 minute și după aceea acoperiți, o lăsați să se răcească. Așa. Eu am o sită. Vedeți? Și vom strecura și vom pune în acest vas și pe parcursul zilei o să-l bem. Și strecurăm, vedeți? Să strecurăm, să vă arăt cum arată. Să dau așa deoparte. Ia să vedem dacă nu facem pozne. Așa. Vedeți? Aceasta este de 500, eu am pus 600 de apă și aceasta este băutura noastră Auriem și antibioticul nostru natural. Sunt foarte bune pentru răceală, când sunteți răciți, vă faceți acest antibiotic, îl luați câte o linguriță dimineața, deci măcar o săptămână. Să-l luați și după aceea o să vedeți. Eu vă aștept și pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Eu aceste rețete, două, le-am făcut și anul trecut, în direct cu voi. Trebuie să avem grijă de sănătatea noastră. Și sunt foarte, foarte, foarte bune, mai ales pentru cei care sunt răciți. Această băutură este foarte bună pentru oase, pentru dureri articulare. Este bună. Eu le beau una, pentru că am aceste probleme și le împărtășesc cu voi. Cine dorește, poate încerca și să-mi lase mesaj dacă a fost de folos. Eu vă pup și vă mulțumesc tuturor că mă urmăriți și că sunteți alături și că m-am apreciat. Și vă mulțumesc din suflet, din suflet, din suflet. Și ne vedem, lăsați-mi mesaj cu ce ați dori să mai preparăm în direct. Dacă ați dori să facem săpunul la rece. În direct, eu le-am făcut de foarte, foarte multe ori, în direct și săpun realizat la rece, cu ce doriți, cu lavandă, cu aloe, cu mușețel, cu ce doriți. Îmi lăsați mesaj și eu să-l fac în direct, să vedeți cât de ușor se face. Deci săpunul realizat la rece se face astăzi. Îl punem în forme, după o zi, două, îl scoatem și ca să-l putem folosi, deci peste 40 de zile îl putem folosi și să ne spălăm cu ulei de măsline. Este foarte, foarte bun. Vă pup și vă doresc multă sănătate și încă o dată vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet. La revedere, pupici!